Bine ne-am regăsit la o nouă oră de geografie la clasa 5-a. Vom descoperi împreună globul geografic și harta. Globul geografic este o reprezentare reală, dar micșorată, a suprafeței terestre, așa cum putem observa prin analiza celor două imagini, faptul că globul geografic păstrează forma sferică a Terei. Conținut, acesta poate fi glob geografic politic, pe suprafața sa fiind reprezentate oceanele și continentele, iar pe suprafața continentelor, statele, prin diverse nuanțe de culoare și capitalele acestora. Globul geografic fizic. Pe suprafața sa avem reprezentate oceanele, continentele, iar pe suprafața acestora formele de relief. Globul geografic tematic. Dacă analizăm cu atenție această imagine, putem observa că pe suprafața continentului America de Sud avem reprezentată rețeaua hidrografică, și anume fluviul Amazon cu afluenții săi. Însă, un alt exemplu de glob geografic tematic este cel al coordonatelor geografice cu paralelele și meridianele. Harta geografică este o reprezentare în plan aproximativă, convențională și micșorată a suprafeței terestre. Pe o hartă putem avea reprezentată întreaga suprafață terestră, ca și pe un glob, însă și anumite porțiuni din suprafața terestră. După conținut, hărțile pot fi hărți geografice politice, pe care sunt reprezentate statele prin diverse nuanțe de culoare și capitalele lor. Harta geografică fizică. Pe acesta sunt reprezentate formele de relief, adică câmpiile, podișurile, munții. Și hărțile geografice tematice, așa cum avem pe această hartă, prin diverse nuanțe de culoare, reprezentate tipurile de climă de pe glob. Elementele hărții geografice. Dacă ne amintim cele învățate în anii anteriori, observăm faptul că o hartă are următoarele elemente. Titlul hărții. Acesta ne spune ceea ce este reprezentat pe hartă. Orientarea hărții, un alt element al său, ne arată punctele cardinale. Nord, sud, est, vest. Legenda hărții cuprinde toate semnele utilizate pe hartă și explicația lor. Ca de exemplu, dacă analizăm cu atenție harta, observăm aici lacul Brateș. Semnul specific lacurilor este reprezentat la legendă și în dreptul său ne spune lacul cu apă dulce. Un alt element al hărții reprezintă scara hărții. Scara este un raport ce ne arată de câte ori a fost micșorată o suprafață pentru a fi reprezentată pe hartă. Scara hărții poate fi scară numerică, care este un raport ce exprimă distanța din teren în centimetri. Ca de exemplu, 1 la 100.000. Un centimetru de pe hartă este egal cu 100.000 de centimetri în teren. Însă, avem și scara grafică, care este un desen grafic ce exprimă distanța din teren în kilometri. Prin urmare, un centimetru de pe hartă, conform scării grafice de aici, reprezintă 10 km în teren. Haideți să facem un mic exercițiu la scara hărții. Pe o hartă cu scara de 1 la 500.000, distanța dintre două puncte A și B este de 2 cm. Calculează distanța în kilometri dintre cele două puncte și construiește scara grafică. Haideți să vedem mai întâi ce ne spune problema, și anume scara. Ne exprimă faptul că un centimetru de pe hartă este egal cu 500.000 de centimetri în teren. Dar ne mai spune și faptul că distanța de pe hartă dintre A și B este de 2 centimetri. Însă noi știm că trebuie să descoperim valoarea în kilometri a unui centimetru de pe hartă în teren. Așadar, care o fi oare? Haideți să vedem. Un centimetru de pe hartă are 500.000 de centimetri, însă știm că un kilometru este echivalentul a 100.000 de centimetri. Și un centimetru de pe hartă, în cazul nostru, are 5 km în teren.
Însă, noi ce trebuie să aflăm? Distanța dintre cele două puncte de pe hartă, A și B. Și știm, ne spune problema, că distanța dintre cele două este de 2 cm. Iar noi știm distanța în kilometri a unui centimetru. Deci, trebuie să aflăm 2 ori 5, acest 10 km. Deci, distanța în teren dintre A și B este de 10 km. Dar, problema ne cere să construim scara grafică. Dacă am aflat valoarea unui centimetru de pe hartă în kilometri, realizăm reprezentarea grafică. Și anume, 0, 5, 10 km. Haideți, dragilor, să exersăm și să învățăm. V-am pregătit o problemă asemănătoare cu cea pe care am descoperit-o și am rezolvat-o împreună. Succes!